Există un conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Înalta Curte de Casație și Justiție pe tema constituirii completurilor de 5 judecători. Aceasta a decis astăzi Curtea Constituțională a României. Unul dintre efectele imediate ale acestei decizii este că toate cauzele aflate pe rol în fața acestor completuri vor fi reluate în cazul în care s-a început judecata. Printre acestea se numără și dosarul lui Liviu Dragnea privind angajările fictive, dosar în care președintele PSD a fost condamnat în primă instanță la 3 ani și 6 luni de închisoare cu execuție. Potrivit deciziei Curții Constituționale, Înalta Curte de Casație și Justiție trebuie să schimbe imediat, prin tragere la sorți, toți membrii completurilor de 5 judecători. A admis sesizarea formulată de prim-ministrul Guvernului României și a constatat existența unui conflict juridic de natură constituțională între Parlament pe de o parte și Înalta Curte de Casație și Justiție pe de altă parte, generat de hotărârile Colegiului de Conducere a Înaltei Curți de Casație și Justiție, începând cu hotărârea numărul 3 din 2014, potrivit cărora au fost desemnați prin tragere la sorți doar 4 din cei 5 membri ai completurilor de 5 judecători. Înalta Curte de Casație și Justiție urmează a proceda de îndată la desemnarea prin tragere la sorți a tuturor membrilor completurilor de 5 judecători. Decizia este definitivă și general obligatorie. Discuțiile pe acest subiect au fost aprinse inclusiv la dezbaterea de astăzi a Curții Constituționale. Și în prezent, Înalta Curte, refuzând aplicarea prevederilor legale, a stabilit printr-o hotărâre a colegiului director că prevederea legală nu se aplică decât începând cu 1 ianuarie 2019, astfel încât compunerea acestor complete i s-a făcut în afara legii. Legea este de strictă interpretare și niciun alt organ al statului, în afară de, în cazul de față, în afară de Parlament, nu poate să adauge la lege sau să refuze aplicarea prevederilor legale. Nimeni niciodată nu o să mă convingă că tragerea la sorți a completelor de 5 judecători trebuia făcută în luna iulie 2018. Camera Deputaților nu spune nimic, spune doar că Înalta Curte s-a erijat în legiuitor, ceea ce până acum v-am demonstrat că nu este cazul, pentru că Înalta Curte nu a făcut altceva decât să respecte la milimetru dispozițiile legale. Senatul spune că a existat un blocaj la nivelul Înaltei Curți. O să verific, vă promit, pentru că abia acum am luat cunoștință de conținutul punctului de vedere al Senatului, dacă există vreun blocaj de 4 ani la Înalta Curte în ceea ce privește funcționarea completurilor de 5 judecători. Și pentru că vorbim de perioada de 4 ani, nu vi se pare ciudat faptul că doar anul acesta, în septembrie, toată lumea a constatat că nu funcționează legal completurile de 5 judecători? Reacțiile după decizia CCR nu au întârziat să apară. Întrebare, doamna Tarcea își menține afirmația potrivit căreia autorii sesizării au uitat să citească și articolul 32 din legea privind constituirea completelor de judecată, a scris ministrul Justiției Tudorel Toader pe Facebook. Va trebui să vedem și motivarea. Pentru noi este o surpriză neplăcută. Ne-au convins argumentele în alte curți de casație și justiție. În vreme ce judecătorii CCR sunt numiți politic, judecătorii de la Înaltea Curte de Casație și Justiție au ajuns acolo pe bază de examen. De aceea, dincolo de chestiunile juridice, unde sunt 2 juriști, sunt 3 interpretări, vedem că decizia de azi, dată de o instituție politico-juridică, este mai degrabă o decizie politică, spunem noi, a declarat la Parlament deputatul USR Stelian Ion. Circa 700 de dosare au fost soluționate anul trecut de completurile de 5 judecători de la instanța supremă.